Introducem acum și la acest tip de final cu pionii blocați, un element familiar nou din finalele cu un singur pion, și anume o anumită distanțare a regilor față de zona principală de conflict. Poziția la prima vedere, deși albă este la mutare, nu este foarte ușor de evaluat și am putea încerca să vedem cine ajunge primul. De exemplu, un astfel de marș al regilor. Se pare că albul a ajuns primul și într-adevăr a ajuns, dar se reface o situație în care pierde pionul fără să reușească să stabilească poziția de opoziție. Și de altfel aici oricum nu are spațiu să se scurgă spre B4. Vedem că regele negru îl jenează. De altfel, mutarea rege de 3 este o mutare importantă aici, ca să evite scurgerea regelui către B4. Și atunci regele alb trebuie să fie un pic mai dibaci în manevre. Deja am vorbit despre geometrie, nu contează dacă el merge drept sau aparent ocolit, tot atâta tempouri ia să ajungă în zona dorită. Și jocul poate continua în acest fel. Rege de 3. Regele negru încearcă și el să geneze cât mai mult regele alb în drumul la fel de lung dacă ar fi direct spre B5 sau așa în zigzag. Și vedem că acum albul obține ceea ce și-a dorit, și anume ajunge exact la timp să ia opoziția. Aici locurile sunt deja clare. Negru stă mai bine, deci albul, pardon, dinainte, nu, anterioară, nu era acest lucru foarte clar, doar o primă analiză arată acest lucru. Aici însă este clar că albul are probleme, este mai departe cu regele și există acel traseu optim al regelui negru, rege F6 ținând regele alb țintuit pe ultima linie, urmat de această scurgere către B2. Și, într-adevăr, negrul ar câștiga dacă albul s-ar apăra cu rege F8. Acum, dacă rege G8, e clar că el trebuie să încerce să țină regele negru la margine, dar nu ajunge la timp la C2. Urmează rege B1. Sau dacă rege E8, atunci este și mai simplu. Deja e clar că pierde pionul și pionul A3 se transformă. Și atunci, mutarea de remiza este una paradoxală, rege H8. Ne ducem departe de tot. Și principala idee este că atunci când regele intră pe traiectoria lui cuceritoare, regele nostru este suficient de aproape. În toate aceste etape, în toate aceste trepte, regii nu sunt în opoziție. Regele alb este tot timpul cu un pas în urmă. Dar acum regele negru este obligat să abandoneze traiectoria diagonală. Și atunci regele alb își continuă propria diagonală și ajunge la timp ca să facă remiza. Pare tot acum din perioada celui de-al doilea război mondial, existau în Anglia, existau o anumită rezistență, existau și niște trupe franceze în rezistență atunci. Și un mare maestru britanic povestește că a fost invitat la un meci între șahiștii din forțele engleze și franceze, Golombek cred că era, și trebuia să joace, i s-a comunicat cu un nume care îmi scapă acum, un nume oarecare, care nu-i spunea mare lucru. Și s-a bucurat, însemna că va avea parte de o partidă ușoară. Numică i-a fost surpriză când a ajuns la locul meciului să-l vadă sub acel nume pe nimeni altul decât Salviere Tartakover, care, pe lângă faptul că a fost un foarte mare jucător, a luptat în forțele franceze de rezistență atunci când De Gaulle a capitulat. A reușit să scape în Anglia și să facă parte din forțele franceze de rezistență. Și nu ne spune Golombek cum s-a încheiat partida, dar este un mic incident care arată ce înșelătoare pot fi uneori aparențele. Dintr-o dată, toate visele că va fi o pardă ușoară, ei s-au spulberat.